22 mai 2024, și am zis să vă arăt ce înseamnă de fapt o mască de schimb liniștit. Am venit să o verific, fiindcă ea mai făcuse niște boci, am făcut 2 roișori cu ei și acum, după ce l-am organizat atunci, am zis hai să verific, să văd ce mai face această mască, în afară că are miere. Față de cel flămând, are foarte, foarte multă miere. Această miere va trebui să o duc la o altă colonie și să vă arăt ce face o matcă de schimb liniștit. Aici are mierea, da? Dacă am văzut bine, are vreo 5 rame pline cu nectar. Și nectar proaspăt și păstură și tot. Deci această matcă are o valoare foarte, foarte mare. Mă îndoisem la un moment dat că este schimb liniștit, dar cum vedem noi acest lucru, și mă duc direct la rama care trebuie să vă o arăt, ce face o matcă de schimb liniștit de fapt. Albina vrea să o schimbe, nu știu motivele, matca este destul de este în regulă, deci nu are nicio problemă, mă uitai fizic la ea, dar ce face ea? Mă uitai mă să vin să iau o botcă de la ea, dar iată ce s-a întâmplat cu botca, ia să vedem. Unde? Aici, iată botca, este roasă, da? Deci era o matcă ce trebuia să profit eu de ea, dar ce a făcut dânsa, doar a ros botca. Am ajuns la această ramă și chiar eram curios la un moment dat, m-a intrat în frigurile roitului, dar erau doar 3-4 boci și iată acum am confirmarea că chiar că erau de schimb liniștit, fiindcă matca refuză schimbarea. Bun, este valoroasă în stupină când găsești o astfel de matcă. Iată alte boci, ia să văd, sigur sunt roase unele dintre ele. Da, și a rămas una aici. Deci are o singură botcă aici. Dar este roasă, să vă oară. Deci această matcă refuză pur și simplu unde să vă oară. Deci aici este botca. Văd dacă pot să o țin bine în mână. Iată, aici este botca. Unde-i mâna mea? Uite aici. Iată, este roasă. Bun. Deci, în mare parte mi-a cam distrus speranțele de a lua boci de la dânsa. Noroc că am prins eu 2 înainte. Și acum să-i reorganizez, are chef de lucru, nu are chef să se schimbe, să-i zic așa. Nu cred că voi reuși să prind botcuțe de la ea, oricât m-a strădui, o să le înțepe până la urmă urmei, n-ai ce să-i faci, dar am prins 2 din fericire. Aici avem puietul larvar foarte, foarte frumos. Bun, acum să văd cum voi proceda. Deci am descos acele 2 rame cu miere, fiindcă are foarte multă, și să-i aduc foi. Să-i aduc câteva foi. Așa, deci ia să văd ce are pe rama asta. Are puiet și foarte, foarte multă miere. Iată ce de miere
reușește să aducă această matcă de schimb liniștit. Este o matcă de schimb liniștit. Tot ce fac să îndepărtez acele rame cu mâncarea. Deci asta este o matcă de schimb liniștit, nu cele presupuse. Deci când vezi că roadă botca, atunci e clară treaba. Deci nu sunt boși de roire, sunt boși de schimb liniștit. Scot acele rame cu miere de la ea și vin cu 4 foi. Sau scot o singură ramă și vin cu 3 foi. Mă mai gândesc eu între timp. Bun, până data viitoare, numai bine!